Era odată un vrăjitor răutăcios, unul dintre cei mai răi. Și vrăjitorul acesta a făcut o oglindă. Dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot ce era mai frumos și mai bun, dacă se oglindea în ea, aproape că nici nu se vedea. În schimb, tot ce era mai urât se vedea în oglindă foarte limpede și chiar mai urât decât fusese. Umbla în toate părțile cu oglinda și în curând n-a mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-i fi schimonosit oglinda aceea. Într-o zi, i-a alunecat din mâini și s-a spart în mii și milioane de bucăți. Unii oameni s-au trezit cu câte un ciop chiar în inimă și inima lor s-a prefăcut deodată într-un bulgăre de gheață. În orașul cel mare, în care sunt atâția oameni mari, erau și doi copii, care aveau o grădină puțin mai mare decât un vas cu flori. Nu erau frate și soră, dar se iubeau între ei ca și cum ar fi fost. Wow! Minge! Au început să roiască albinele cele albe. Oare ori avea și ele o creiasă? De bună seamă! Ea e cea care în nopțile de iarnă, golindă străzile, se uită pe ferestrele oamenilor și le acoperă cu flori strani de gheață. Da, creiasa zăpezilor poate intra și aici la noi? Să vină numai, că o pun pe sobă și îndată se topește. Gherda! Dar nu se dusese nimic.
era un ciob mărunt din oglinda cea fermecată, care schimonosea și urețea tot ce era frumos și bun, iar tot ce era rău și urât se oglindea în ea pe de-a întregul, așa cum era. Bietului Chei îi intrase în inimă un ciob și, în curând, inima lui avea să fie ca un bulgăre de gheață. Acum nu-l mai durea, dar ciobul rămăsese în inimă. Hai să cântăm! Hai să cântăm! Hai să cântăm ierna! Dar de ce nu mai cânti, Chei? Pentru că nu mai vreau. E urât cântecul ăsta. Și florile sunt urâte. Și florile sunt urâte. Totul e urât. E urât. E urât. Și tu ești urâtă când plângi. Ba nu. Ba nu, ești foarte urâtă. Cum pot vorbi așa? Urâtă. Ce-o fi pățit, Chei? Cred că i-a intrat în inimioară un ciob din oglinda vrăjită. Plec! Mi-au dat voie să mă dau cu saniuța. Așteaptă-mă, vin și eu. Nu, nu merg cu tine. Am plecat. Uite! Stai! Urâtă! Ce rău ești! Urâtă! Ce rău ești! Chei a pornit cu săniuța prin piața orașului împreună cu alți băieți. Deodată, trecu pe acolo o sanie mare în care stătea chiar crăiasa zăpezilor. S-a oprit în fața lui Chei, l-a sărutat cu buzele de gheață pe frunte, apoi l-a luat în sania ei. Chei a uitat imediat de toți de acasă, chiar și de Gherda. Au pornit spre țara ghețurilor veșnice, unde ea și-a dat palatul. Au zburat sus de tot, până în norii cei vineții, și au trecut peste păduri și peste ape, peste mări și peste țări, iar în zori, în zori au ajuns la palatul de gheață. Fetița că prietenul ei nu se mai întoarce, se hotărâ să pornească în căutarea lui. Oare unde o fi ei? Am să-mi pun ghetuțele cele roșii pe care el nici măcar n-a apucat să le vadă și am să plec la drum.
ce râul îi arătă încotro mersese prietenul ei, Gherda ajunse la o căsuță din care tocmai ieșea o bătrânică. Salut, mama Mătușico! L-ai văzut cumva pe Chei? Pe Chei, prietenul meu! A plecat asta iarnă și n-a mai venit. L-am văzut, maică! Într-o sanie mare, 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 se ducea acolo, acolo, către țara depărtată împreună cu o creiașă minunată. Dar înapoi nu l-am văzut, că nu l-am văzut, Îți mulțumesc! Rămâi cu bine! Rămâi cu bine! Cu bine, cu bine, cu bine! Chei cu o creiașă? Nu se poate. Nu, nu se poate. Și plecă mai departe, așezându-se în iarbă să se odihnească, zări deodată un corb. Bună ziua! Nu cumva știi pe unde rătăcește prietenul meu drag? S-ar putea! Poftim? Cum adică? Crezi că da? Da, cred că știu! Cred că el! Da, da! Acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine te-a uitat. Chei stă la o prințesă? Da! Ba da! Îți spun eu toată povestea, numai că îmi vine greu să vorbesc în limba ta. Nu cunoști limba cioilor, mi-ar fi mai ușor. Nu, nu învăța limba cioilor. Da, bine, bine, nu face nimic. Am să-ți istorisesc și eu cum voi putea. În această împărăție trăiește o prințesă foarte deșteaptă. Da? Da. Într-o bună zi, prințesa se gândi să se mărite. De cum a hotărât, a dat sfoară în țară că își va alege drept bărbat pe cel mai chipe și mai istez dintre toți flăcării. Au venit mulți pretendenți la palat, dar numai unul i-a fost pe plac. Chei? Nu știu cum îl cheamă, dar nu e din ținutul nostru. Avea o raniță în spate. Nu, nu era raniță. Trebuie să fi fost săniuța. Și-a luat săniuța când a plecat. Se poate. Nu m-am uitat bine. Ghetele lui scârțâiau grozav, dar el nici nu se simchisea de asta. Era ca la el acasă. Sigur că-i Chei. Avea ghete noi și scârțâiau când umblea cu ele în odaia bunicii. L-am auzit eu. Da, scârțâiau. Auzi, dar nu vrei să mă duci și pe mine la palat? Ba da, dar numai până la intrare. De ce? În palat e cu neputință să intri, fiindcă ești desculțat. Desculțat. Și gata. Garda cu sale de argint și slujitorii n-au să te lase. Bine și așa, am să privesc de afară. Măcar la fereastră să văd sau la poartă oriunde. Hai să mergem. Hai. Mă avem mult să mă dor picioare. Imediat. Vezi acolo de pătare. Văd, hai mai repede, hai. Și plecare spre palatul unde spera să-l întâlnească pe Chei. Corbul o lăsă la intrare. Am ajuns! Da? Aici! Acum rămâi cu bine! Îți mulțumesc, nene Corb! Thank you.
iar porni în căutarea amicului ei. Nu merse mult și a ajuns în ținutul cheții veșnice. Acolo își avea palatul și crăiasa zăpezii. Se întâlni cu omul de zăpadă, care o aștepta chiar la intrare. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Te afli în ținutul gheții veșnice. Da, aici e palatul creesei zăpezilor. Da, ce vânt te aduce prin nămeți? Îl caut pe prietenul meu, Jay. A plecat la Săniuș de mult, de mult, da. Și nu s-a mai întors. L-am căutat până am ajuns aici, dar degeaba. L-ai găsit. Să știi că l-ai găsit. Poftim? Chei se află la crăiasa zăpezii. Auzi, l-am găsit. Da, dar e sub vraja ei și crede că acolo este cel mai bine. Mai bine decât oriunde în lume. Toate astea sunt din pricina ciobului de gheață care i-a intrat în inimă. Uf! Da, dacă cineva îl ar putea topi, să știi că ar deveni iar bun. Da? Da, și creiasa n-ar mai avea nicio putere asupra lui. Dar aici nimic nu se topește. Totul în gheață. În gheață? Da. Dar aș putea intra în palatul ei? Dacă te grăbești, îl poți găsi singur pe chei. Creiasa a plecat prin lume să vadă dacă se topește zăpada de pe munții cei cărunți. Hai că intru numai decât. Hai. Acum intru. Acum. Bine. Îți mulțumesc, omule de zăpadă. Bine. Rămâi sănătos. Vreau să mă uit în căldările cele negre care se spăimă flăcări. Am să-i mai înălbesc puțin. Și asta nu e rău. Ba chiar e bine pentru lămâi și struguri. Tu așteaptă-mă aici. Nu să bobesc prea mult. Ia-mă și pe mine. Ia-mă și pe mine să văd munții cei cărunți. Oh, te-aș lua? Dar drumul e prea lung și greu pentru un copil ca tine. Mă întorc, mă întorc și facem o plimbare cu Săniuța. Oh, da, cu Săniuța, da. Cu Săniuța. Rămâi cu bine, bunul meu, chei. Mergi cu bine, creasă. Gherda a intrat în palat. Totul era atât de frumos, de alb și de rece. Fetița era uimită de frumusețea sculpturilor de gheață. Deodată, într-un colț, zări un băiețel care se juca printre bucăți de gheață și alcătuia din ele tot felul de figurine. Chei! Uite! Chei! Te n-a
ei a recunoscut cântecelul și și-a adus aminte de Gherda. Lacrimile de bucurie au reușit să-i topească gheața din inimioară și să rupă vraja în care era prins. Gherda! Gherda! Ce mult a trecut de când nu te-am văzut! Pe unde ai umblat? Te-am căutat prin lumea largă, dar acum că te-am găsit, mergem! Cum de mai găsit tocmai aici? Ei, te pricep tot în minune să putreier lumea, dar uite că te-am găsit și la capătul pământului. Cum? M-au ajutat un râu și o bătrânică cercioroi și toți cei pe care i-am întâlnit în cale. Ești minunată, Gherda! Ești minunată! Și tu ei? Hai să pornim de grabă spre casă! Trebuie să fie iarnă și pe noi! Vai! Acasă miroase! Miroase a... Amare coapte! Și a pozonat cu nuți! De parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Hai. Au început să roiască albinele cele albe. Da. Poate ori avea și ele vreo crăiască? De bună seamă! Da, da! Iar e cea care în nopțile de iarnă colindă străzile, se uită pe ferestrele oamenilor și le acoperă cu flori stranii. De gheață! Auzi, ce zici? Oare crăiasa zăpezilor mai poate intra aici la noi? Să vină numai! Mă o pun pe sobă și în bagă se topește! Yay! Ce frumoasă iarna! Gherda! Da! Acum la sfârșit, pentru că știi totul s-a sfârșit cu bine. Da! Îți mai aduce aminte de bunica? Da! De bunica ta? Da! Și de consolații ei cu nuți! Da, îți mai amintești ce mi-a spus bunica ta? Atunci de mult, când eram noi foarte mici? Da, mi-aduc aminte. Spune așa: dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor. Adică oare ce-o fi vrând să spună cu asta? Adică, cred că voia să spună că trebuie să avem sufletul curat toată viața, așa cum îl au copiii. Adică și când am să fiu eu bătrân, așa ca Moș Crăciun, trebuie să fiu tot cu sufletul curat și să nu mai fac pozne. Să nu mai faci pozne. Ei, vrei să mai cântăm o dată cântecelul nostru? Hai, cântăm o dată cântecelul nostru. Hai, împreună cu toți copiii. Împreună cu toți.